Salut! Eu sunt Flavius și astăzi vă prezint Doza de Cultură Generală. Dacă vrei să vezi și alte subiecte interesante narate de mine, te invit pe canalul meu. Linkul este în descriere. Povestea soldatului care a devenit erou în două războaie mondiale. Puternica navă Titanic se scufundă în apele înghețate din nordul Oceanului Atlantic în dimineața zilei de 12 aprilie 1912. Dintre cei 2224 de oameni aflați la bord, mai mult de jumătate dintre aceștia vor muri, se vor înneca sau vor îngheța în largul coastei insulei Terra Nova. Totuși, la bord încă se află un erou, cel de-al doilea ofițer al navei. El strigă către pasageri, femeile și copiii au prioritate, în timp ce îi îndrumă către bărcile de salvare. Era conștient de faptul că nu erau suficiente bărci și că mulți oameni vor pieri în acea dimineață rece. El avea dreptate în această privință. Inima îi sărea din piept, iar propria supraviețuire a fost miraculoasă. Numele lui a fost Charles Lightler și aceasta este povestea lui. Un filozof german morocănos a spus odată: ce nu ne ucide, ne face mai puternici. Foarte puțini oameni care trăiesc în lumea noastră întruchipează această țicală, dar unul dintre aceștia este bărbatul despre care vom vorbi astăzi. El a fost născut în 1874 în partea nordică a Angliei. Mama lui a murit la câteva clipe după ce i-a dat naștere, iar tatăl său a plecat în Noua Zeelandă atunci când Charles avea 10 ani, lăsându-l fără părinți, însă a fost crescut de rudele sale îndepărtate. Uitându-se în jur, în acea parte a Angliei săracă, Charles nu a avut prea multe opțiuni și atunci când a împlinit 13 ani, a fost martor cum majoritatea copiilor de vârsta lui părăseau școala pentru a lucra în industria textilă. Ei prelucrau fibrele de bumbac, vopseau țesăturile de lână și făceau în general munca grea din așa numitele mori satanice. Charles nu își dorea nimic mai mult decât să scape de această soartă, astfel a ales să navigheze în largul mării. La vârsta de 13 ani a început ucenicia de navigator, iar acest lucru l-a dus din părțile Americii de Sud până în insulele nelocuite din Oceanul Indian, iar la mult timp după ce a terminat instruirea, viața l-a dus în acea dimineață înghețată când Titanicul s-a scufundat în nordul Oceanului Atlantic. El și-a câștigat respectul printre marinari de-a lungul timpului și a devenit în scurt timp secund al șefului de echipaj după ce a stins un incendiu izbucnit pe o navă atunci când se afla în India. Până la vârsta de 21 de ani a realizat foarte multe și a primit certificatul de ofițer. Charles a plecat să navigheze în jurul Africii, ceea ce aproape că l-a omorât după ce a contractat malarie. Trăind deja mai multe vieți din cauza întâmplărilor din viața lui, tânărul bărbat a încercat noi aventuri și a început să caute aur în teritoriul Yukon, însă nu a avut noroc. Mai târziu a devenit cowboy în Alberta, însă după ce a renunțat și la această activitate, a pornit la drum și a ajuns un hoinar. După multe luni, a ajuns înapoi în Anglia fără niciun leu în buzunare. El și-a câștigat certificatul de ofițer de bord la vârsta de 26 de ani și a început din nou să navigheze în jurul lumii. Acest lucru s-a întâmplat cu mulți ani înainte să audă de numele RMS Titanic, însă a devenit primul ofițer la bordul acelei nave ghinioniste imediat după ce și-a terminat perioada de probă. Apoi a venit noaptea istorică. Tura lui Charles se terminase, dar a dat ordine ca membrii echipajului să fie atenți la icebergurile din apropierea pachebotului. A spus maestrului timonier al navei să se asigure că apa potabilă de la bord nu îngheață peste noapte și, după ce s-a asigurat că toate lucrurile sunt în siguranță, s-a retras în patul său cald. În timp ce dormea, Charles a auzit coliziunea ce a sunat foarte puternic. A sărit din pat și s-a dus pe punte îmbrăcat în pijamale. După ce s-a consultat cu ceilalți ofițeri, a crezut că vibrațiile resimțite pe întreaga navă nu erau un motiv de îngrijorare și că era vorba de o mică zgârietură, motiv pentru care s-a întors în cabină. Totuși, avea un motiv de îngrijorare pentru că apa inunda partea inferioară a pachebotului. Atunci când și-a dat seama de eroarea făcută, unul dintre membrii echipajului a fugit către cabina lui Charles și cu o voce panicată a spus: "Domnule, apa a inundat puntea F din camera de corespondență." Moment în care Charles s-a îmbrăcat și s-a dus pe punte să vadă situația.
La bordul navei era un zgomot teribil produs de aburul ce ieșea din supapele de siguranță. Pe scurt, vasul avea probleme mari. Însă, la acel moment, Charles nu era conștient de amploarea necazurilor. Nu știa că nava urma să se scufunde pe fundul oceanului. Zgomotul era atât de puternic încât nimeni nu-i putea auzi vocea și a fost nevoit să comunice prin gesturi făcute cu mâinile. În acel moment a realizat că trebuie să se miște rapid. A început să ducă femeile și copiii la bărcile de salvare, în timp ce restul oamenilor se agitau pe puntea navei în stare de șoc. Femeile și copiii s-au urcat în bărcile de salvare, iar bărbații erau lăsați în urmă, unii dintre ei urmând să moară fără să-i mai vadă pe cei dragi. Charles a îndrumat câteva persoane în barca de salvare numărul 6, iar una dintre acele persoane era Molly Brown, alias nescufundabila Molly Brown. Ea a intrat în istorie drept femeia care l-a amenințat pe maestrul timonier că îl aruncă în ocean din barca de salvare dacă nu se întoarce după oamenii care ar fi supraviețuit în apa înghețată a oceanului. El a fost descurajat la început, temându-se că cei din apă se vor apuca de barcă și toată lumea va cădea în oceanul înghețat. Înapoi la bordul navei, Charles îndruma persoanele prioritare în bărcile de salvare și se asigura că aceștia ajung în siguranță pe apă. Ceilalți ofițeri au rămas la bordul navei, iar unul dintre ei i-a înmânat lui Charles o armă spunându-i că s-ar putea să aibă nevoie de ea în curând. Era un haos total pe barca de salvare numărul 2 pentru că pasagerii bărbați încercau să preia conducerea. În acel moment, Charles a tras un foc de armă în aer și a îndreptat arma către ei, ordonându-le să se îndepărteze. Femeile și copiii au prioritate! În jurul orei 2, toate bărcile de salvare din lemn erau pe apă, dar foarte mulți oameni încă se aflau la bordul pachebotului. Atunci, ofițerii au decis să folosească și cele 4 bărci pliabile din pânză pentru că erau doar 15 femei și copii, însă, spre surprinderea lui Charles, unul dintre ofițeri a găsit mai multe femei care se ascundeau. De această dată, bărbații au ieșit din bărci în mod respectuos și au cedat locurile femeilor găsite de ofițer. Pentru mulți dintre ei era o viață pentru alta. Prim-ofițerul i-a spus lui Charles că ar trebui să urce într-una dintre bărcile pliabile, dar a răspuns în niciun caz, cedându-și locul. Totuși, încă există o șansă pentru că pe barca pliabilă B era un loc și pentru el. Apa inunda puntea, iar eroul nostru a reușit să urce pe cabina ofițerilor. În timp ce se afla pe acel acoperiș, încercând să taie frânghia care ținea ultima barcă în loc, Titanicul s-a scufundat în apă, iar Charles știa că și el va avea aceeași soartă. El a încercat din toate puterile să taie frânghia și a reușit, dar bărbatul s-a scufundat în apă. Apoi a încercat să noate din toate puterile pentru a ajunge la suprafață, însă spre ghinionul lui a fost inspirat de unul dintre puțurile de ventilație al navei, însă Dumnezeu sau în orice credea el, i-a ascultat rugăciunile pentru că unul dintre boilere a explodat cu putere, permițându-i să se elibereze de puțul de ventilație. Charles era acum la suprafața apei cu ceilalți oameni unde se afla și barca pliabilă B, chiar dacă era răsturnată. Alți ofițeri și membrii ai echipajului erau în jurul acelei bărci, încercând să rămână la suprafața apei. În timp ce așteptau să fie salvați pe acea barcă răsturnată, 3 dintre bărbați au murit în apa înghețată, însă Charles nu se număra printre ei. El a fost salvat. Aici începe cea de-a doua parte a poveștii noastre. Câțiva ani mai târziu, în timpul primului război mondial, faptele lui eroice vor începe din nou, fiindu-i înmânate mai multe medalii pentru eforturile depuse în distrugerea dirijabilelor germane. Spre sfârșitul războiului, Charles a fost numit capitanul unui distrugător, navă militară rapidă armată cu artilerie, rachete și torpile, însă și aceasta s-a scufundat. Din nou, la doar 6 ani de la scufundarea Titanicului, eroul din povestea noastră era în apă, așteptând să fie salvat. Nu după mult timp a fost numit din nou capitanul unei nave de luptă, însă de această dată a eliminat submarinul german UB-110. Această poveste a ajuns să fie o problemă controversată, întrucât capitanul submarinului a declarat mai târziu că soldații ce au supraviețuit acelui atac înotau la suprafața apei, iar chiar și în timpul războiului, ca și comandant al navei de luptă, Charles ar fi trebuit să-i salveze pe soldații inamici și să-i țină drept prizonier de război, însă capitanul german a declarat că, în schimb, Charles a dat ordin să-i împuște pe soldații din apă care au supraviețuit primului atac.
A fost acest gest o crimă de război? Câțiva ani mai târziu, el a comentat cu privire la acțiunile sale, spunând că nu crede în această etică de război. A declarat că, după ce a înfruntat atacurile germane de atâtea ori, îi era greu să creadă că aceștia s-ar fi predat pur și simplu, fără să încerce să preia comanda, odată ce erau salvați și aduși la bordul navei de luptă inamice. Charles disprețuia submarinele pentru că se pândeau în apă, fără să aibă curajul să lupte drept, unul la unul. El le-a numit o mărșăvie care poluează Marea Limpede. Charles s-a retras la scurt timp după război, în special pentru că îi era greu să găsească un loc de muncă. Cu toate că a apărat cu succes politica și condițiile atunci când era ofițer pe Titanic, obținerea unui loc de muncă nu era ca în zilele noastre. În ciuda faptelor sale eroice, numele său va fi întotdeauna pătat din cauza scufundării submarinului și decizia de a elimina soldații care au supraviețuit, însă cu toate acestea nu se terminase cu navigația și războiul. Atunci când cel de-al doilea război mondial a început, Charles trăia o viață liniștită ca fermier de găini, dar încă iubea oceanul și a deținut o embarcațiune mică pe care a numit-o Sundowner, un termen nautic folosit de englezi pentru a defini un ofițer strict. În 1940, Charles își schimbă statutul de persoană salvată în salvator. Germanii au surprins pe toată lumea atunci când au efectuat o campanie militară intensă cu intenția de a obține o victorie rapidă și control total asupra Europei, care s-a sfârșit cu naufragiul întregului corp expediționar britanic, adică Forța Armată Britanică Terestră din timpul primei faze a celui de-al doilea război mondial, la granița dintre Franța și Belgia în portul Dunkirk. Nu mai puțin de 400.000 de bărbați erau captivi pe coasta acelui oraș port, în timp ce erau bombardați de aeronavele germane, iar la sol, tancurile și trupele naziste se aflau la doar 10 km distanță, însă spre norocul lor, trupele terestre nu se mișcau prea rapid. Evenimentul a intrat în istorie pentru că 338.000 dintre acești soldați nu au fost omorâți așa cum a ordonat Hitler. În tot acest timp, britanicii au creat un plan de salvare, și anume să determine fiecare persoană în parte să-i ajute pe acei oameni. Acest lucru presupunea și folosirea bărcilor civile și cine credeți că deținea una dintre ele? Britanicii l-au sunat pe Charles și i-au spus că au nevoie de mult iubitul Sundowner. El le-a răspuns astfel: dacă cineva va lua acea barcă, acela voi fi eu. În data de 1 iunie 1940, Charles, în vârstă de 66 de ani, a plecat pe mare cu propria barcă, împreună cu fiul lui și cu fiul prietenului său către Dunkirk. Au ajuns în siguranță și au reușit să salveze 130 de persoane, în ciuda faptului că nu avuseseră mai mult de 30 de oameni la bord până atunci. Unii dintre acei oameni au fost salvați din bărci mai mici, iar unii din apă. Avioanele germane au tras cu focuri de armă în timp ce aceștia navigau spre Anglia, dar nu au fost atinși. S-au făcut niște glume tipice britanicilor în timpul călătoriei spre casă, chiar dacă aproape au fost uciși. Unul dintre soldați a descoperit că Charles, capitanul lor din prezent, a fost ofițer pe vasul Titanic. La naiba, ar trebui să sară acum în apă înainte să scufund și această navă, a spus acesta. Bărbații au râs, unul spunând că dacă Charles a supraviețuit catastrofei după vasul Titanic, înseamnă că va supraviețui și acum. În doar 12 ore, misiunea se terminase. Cei doi fii ai lui Charles au luptat în acel război, iar cel mai tânăr a devenit pilot în forțele aeriene regale și a fost ucis în timpul unei misiuni la începutul războiului. Fiul mai mare s-a alăturat marinei regale și a fost ucis aproape de sfârșitul războiului, în timp ce se afla la conducerea unui torpilor, o navă militară relativ mică și rapidă, dotată cu instalații lansotorpile. Charles și-a pierdut doi dintre cei 5 copii. Pe data de 8 decembrie 1952, Londra suferă o poluare masivă a cerului, ceva ce s-a numit Marele Smog sau Marea Ceață. Se crede că poluarea și viciul său de a fuma i-au provocat moartea, apărută în urma unui atac de cord la vârsta de 78 de ani. De atunci, Charles a fost înfățișat în numeroase filme, ultimul numindu-se Dunkirk, care a prezentat exact acțiunea de salvare a soldaților naufragiați din orașul Dunkirk. Vi-l recomand! Voi ce credeți? Charles Lightler a fost un adevărat erou atunci când a servit în armată și ca ofițer pe legendarul pachetbot Titanic? Răspundeți-ne în comentarii! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați.
Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!